Bună, dragilor, pentru astăzi avem multe bijuterii și cristale, ornamente pentru casă. Vă iau cu mine la shopping! Second hand. Să mergem! Dar ce ăștia-s valoroase că sunt așa? Da, da, sunt făcute din nu știu ce, sau de nu știu ce firmă, sau chestii de genul, nu sunt... Na, sunt, uite, 45 de euro, nu vezi? Na, e dacă le iei noi, e și mai scumpe. Dar așa, fiind la mâna a doua, sunt mai ieftine și originale. Nu găsești, dacă... Uite, inelul ăla cu piatră, albastră, uite cât de prea. E mare, da. Uite, veghetele voastre cu pietre de alea bătute, uite, așa. Uite, ăsta e Swarovski. Să vedem cât îl cere pe ăsta. 35. Ăsta ce-i? O rosă, nici n-am auzit de el. Ăsta e 10 euro, ăsta e chinezăria. Ce frumoase scănițele astea! Care ăștia cu tot felul de modele înăuntru. Vezi? Ăștia. Drăguț. Care sinute aici băgate. Da, parcă-s de jucărie. A, uite, 22 de carate. Astea din aur. Suflate. Suflate, da. 22 carat gold, 110 da. Euro setul. Da. Fain. Care? Asta. Thank you.
Danke schön, ich hab's leider nur so, gell? Pass, pass, kein Herzlichen Problem. Herzlichen Dank, danke. Viele auch, danke schön. Danke. Te încalzi greu, e superb. Deci e cei mai frumoși de aici. E și noi nouți. Da. Încearcă-i. Da, bunicul, nu pot să-mi încalzi. I-ai dat-o pe 15 euro. Va, ce mult. Mașinuțele? Motocicletele, nu le-am văzut. Nu. Ba da, le-au văzut, dar nu l-au prea interesat. Ia, stai așa să le filmez. Se poartă, da. Mai ales acum. Mai ales acum. Au adus curele. Ba, ce mai curi. Asta nu? Asta e curia de poșetă, cred că. Asta nu? Am găsit niște chestii așa de drăguțe și mă bucur că o să împărtășesc cu voi niște chestii tare drăguțe pe care o să le iau cu mine, da, la soțul meu acasă și o să le pun în vitrină. În primul rând am acest clopoțel handmade. Uitați-vă și voi! La acest clopoței? Cât de frumos! Uitați-vă la detalii, superb! Am negociat la el, să știți. Nu l-am luat la preț întreg. O să se potrivească la vitrina mea, pentru că și acolo am niște pahare și alte chestii de cristal, dar mult mai puține decât am la maică mea. Și vreau să îmi pun și acolo să-mi renovez toată vitrina și să-mi pun așa chestii mai drăguțe și mai deosebite. Să le pun lângă paharele mele pe care le-am avut eu și soțul meu la nuntă. Și lângă acele pahare să pun și această panteră. Doamne, cât de frumoasă-i! Uitați-vă! Și strălucește la lumină. Astea două
Le-am luat de la o vânzătoare, una singură, avea două magazine. Și da, asta era 10 euro, dar eu am zis că e prea mult. Și asta era 5 euro și în prima fază pe asta am vrut să iau și pe asta nu. Dar mi le-a dat pe amândouă la 12 euro. Așa că le-am luat pe amândouă și sunt tare mulțumită de ele pentru 12 euro. Eu zic că a meritat investiția. La acest tren. 3 euro am dat pe el. Arată superb. Dați-vă la detalii. Știți cât costă un tren din asta? Dacă îl iei de pe site. Și eu l-am luat doar cu 3 euro. E superb. Dați-vă ce detalii frumoase are. Abia aștept să-l pun la mine vitrina. Puteam să mă iau, desigur, la cât i-ați văzut. Așa o luăm încetul, treptat. Mai departe o să vă arăt bijuterii, accesorii. Ați văzut perechea aia de papuci, care i-am cumpărat-o bunicii mele, aceea nu vă mai arăt, de la Puma. Am mai cumpărat încă o pereche de Adidas, am găsit pentru fiica mea și sunt la spălat. Așa, și vă mai arăt niște accesorii și cam atât, că altceva n-am luat. În primul rând vreau să vă arăt acest inel, care l-ați văzut cu siguranță și acolo. Pentru că mi-a plăcut tare mult. De mult timp îmi căutam un inel pentru degetul mare. Și nu găseam. Și l-am găsit pe acesta cu 12 euro și are o mică piatră aici, în vârf, care este Swarovski. Mi-a plăcut mult forma și că mi se potrivește la degetul mare. De mult v-am zis, căutam un astfel de inel și l-am găsit în second hand cu 12 euro. Am și acest inel, care nu scrie nimic pe el, dar se vede pe el că nu este lucru slab, adică uitați-l. Are această floare portocalie și vine cumva așa curbat și așa arată pe deget. Super frumos și super de efect și iar un material bun care nu-ți face degetul verde. Am un lanț, dar trebuie, am mai multe, trebuie să-l descâlcesc. Oh my god, ce e pe aici? Stați două secunde. Că le-am pus pe toate unele peste altele și s-au făcut ca naiba. Așa. Foarte lung. Foarte lung lanțul. Și poți să-l pui tu așa. Adică eu pot să-l pun așa. Și arată superb. Și aceste pietre nu sunt din plastic, sunt chiar ceva pietre și arată foarte bine, n-au ștanță, n-au nimic, dar arată superb la gât și strălucesc foarte frumos. Avem acest lanț, să știți că m-am schimbat locul, așa. Pentru că îmi place mai mult cum se vede acest lanț la lumină. Această piatră imensă este făcut din argint, cu siguranță femeia de la care l-am cumpărat nu știa. Are o închizătoare mai ciudățică la gât. Nu știu cât a fost, am luat mai multe lanțuri și pe toate în total am dat 22 de euro, niște lanțuri și niște cerceluși. Dar ăsta, după cum puteți vedea, arată superb. Vreau să vă arăt și acest cercei cu această piatră. Sunt foarte grei de argint și aceștia erau foarte murdari, dar să știți că puteți să curățați argintul folosind pastă de dinți.
o periuță de dinți veche pe care nu mai folosiți și pasta de dinți o să ajute ca să curățe argintul și să-l facă ca și nou. Toată murdăria o scoate. Sunt foarte grei, cred că se și vede. Și această pereche de cercei care este absolut superbă și clipește foarte frumos la lumină. Și această piatră de aici nu este din plastic. Să vedem. Auziți? Foarte frumos. V-am spus, străluceți foarte frumos la lumină și o să pun unul în ureche. Tot așa pe acesta l-am curățat cu pastă de dinți. Am dat puțin spirit și să-i dezinfectez și după aia i-am dat și cu puțin săpun, i-am curățat. Foarte important să vă curățați bijuteriile când le cumpărați, pentru că nu știți cine le-a purtat înainte. Dar arată foarte bine. Sunt deosebite. Mai am această pereche de cercei, aceste perluțe. E din plastic. Am încă două lanțuri aurii. Una arată așa. Asta este de Cocalar, dar mie îmi place. Este de la un designer pe nume Halas Clocker. O să vă las informații despre el. Aici are, cum ar veni semnătura lui, această coroană care se vede și aici. Și în partea cealaltă are un ceas. Și aici mai are încă o coroniță din aceasta. Destul de lung. Poți să-l pui așa sau așa. Și cum vrei, are foarte multe detalii, foarte multe pietricele bătute peste tot. L-am cumpărat pentru că îmi place foarte mult această coroniță de aici, în special. Așa că l-am luat. Mai am acest lanț, să vi-l arăt. Cu acest sumo. Este de la Pierre Lang. Am văzut aici ștanța. PL. Și în partea cealaltă. Și aici are PL. De la Pierre Lang, v-am mai spus, arată foarte bine. Se vede că nu-i lucru slab. Vreau să vă arăt că această chestie dă și din cap și dă și din picioare. Un lanț din asta este în jur de 115 euro dacă îl iei de pe site. Și dacă îl iei la mâna a doua, e vreo 30-40 de euro pe site-uri din astea gen OLX. Mai am și această curia care este o copie de la Versace. Are acest cap de leu în mijloc, nu este meduza, dar scrie pe spatele curelei că este genuine leather. Uite aici. Și mi-a plăcut foarte mult cum arată, este pe mărimea mea, am stat foarte bine cu ea și am luat-o la 4 euro. Și ultima chestie este acest mic ninja, care așa arată, este depus la lanț, Pierre Lang, și așa arată. Foarte greu, iar suflat în aur. Și l-am luat și pe el, de ce nu? E drăguț. N-am luat ceasuri, probabil că vă mirați de ce n-am luat ceasuri, mai ales că erau acolo destul de multe. Am cam încetat să mai cumpăr ceasuri, pentru că am destul de multe. Să știți că și asta este o investiție, chiar dacă iei un ceas la mâna a doua, nu-l iei pe gratis și ăla costă, după care trebuie să-l duci probabil la ceasornicar ca să ți-l repare și eu am fost foarte mult la ceasornicar ca să-mi repară anumite ceasuri și am obosit. Rolex pe care l-ați văzut l-am prins eu dintr-un unghi bun, dar în realitate avea acea
acel țumburuș de la care schimbi ora și data la ceas. Era spart, lentila era destul de zgâriată și, nu știu, aveam impresia că este un ceas la care trebuie foarte mult lucrat și nu prea mi se părea mie că ar fi un ceas funcțional și, na, l-am lăsat acolo. Din păcate, n-a fost să fie. Să aveți o zi faină, o săptămână faină. Vedem cu bine data viitoare. Pa! Pentru mai multe clipuri, nu uitați să dați like, share și subscribe!